Bine v-am găsit, stimați telespectatori, de vreo două, trei săptămâni, sau chiar de vreo lună, de când s-a ivit în România și a crescut vâlvătaia sărbătorească admiterii noastre în Schengen, o vâlvătaie în care au pus lemne, au pus pe foc, paie, atât Uniunea Europeană, ați văzut, Parlamentul European, Comisia Europeană a făcut rapoarte, dar și dacă, ba chiar mai ales ai noștri care, în frunte cu Nicolae Ciuc, au spus, nici nu discutăm, vom fi admiși în Schengen. Admitere înseamnă că pe data de 8 decembrie, la Consiliul Jai, adică Consiliul alcătuit din miniștrii Justiției și Interne, să existe o unanimitate, deci o unanimitate pentru noi, pentru Bulgaria și pentru Croația. La un moment dat, adică toată clasa politică din România deja a început să sărbătorească. Eu, fiind la Ionuț Cristache, chiar discutam cu el ce va face, va trece Iohannis pe sub arcul de triumf, bun. Vinerea trecută s-a ivit o problemă, și anume, ministrul de interne austriac a declarat postului de radio public și din această declarație s-a făcut știrea a șasea, că el, deocamdată a zis el, ca ministru de interne, se opune admiterii, extinderii Schengen. Deși acea declarație, de fapt, a fost transformată sau inclusă într-un articol lung al unui ziar de acolo, Curier, și acest articol a fost reprodus după copy-paste de toată presa din România. De vineri, de la ora 4, când a fost reprodus, în România n-a mai suflat nimeni o vorbă, o virgulă, o silabă despre această declarație. Presa nu a adâncit, repet, cu mici excepții, între care, sigur, număr și salut, Flux 24, Andrei Bătin, nu a avut nicio cea mai mică preocupare să vadă unde a făcut la declarația, de ce a făcut-o, ce l-a apucat. Politicienii, vineri, sâmbătă, duminică, luni, n-au zis nimic. Am aflat duminică, interesându-mă, în sursele mele, că a fost un consemn de la Ciucă, și anume că el o să... Cine zice aici? Dar să e un e-mail, cine știe ce-o fi aici? Ah, mi-a trimis Carmen editorialul despre NCV, am scris și eu un articol de actualitate, al doilea pe săptămâna asta. O să-l publicăm mâine la Gândurile lui Cristoiu. Bun, să revenim. Și s-a spus politicienilor, bă, nu mai ziceți nimic, 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 pentru că nu vrem să adâncim criza, că rezolvăm noi. În această perioadă, presa noastră a dovedit încă o dată că e, de fapt, un trombon al puterii. Pentru că normal era ca aceste mari televiziuni, Digi, Antena 3, să ia legătura cu cei de la Curier sau cu cei de la Der Standard. Domnul Ioan Spânu m-a sunat și mi-a zis că acolo lucrează o tante de-a noastră, care e o româncă pe care el a dat-o în gât ca fiind de la SIE, cum acoperire. Și zicea, bă, normal era ca aia să spună ceva, dar mai ales, normal era să intervină sau să fie întrebat guralivul și inutilul nostru ambasador dintotdeauna, Emil Curezean. Pentru că Emil Curezean este la Viena. Și când era în Germania, cei de la Digi aproape că îi făcuseră și la matinal îl dădeau, imediat declarații. Da? El fiind foarte bun, un mare guraliv, genul de personalitate care întotdeauna a fost pus undeva șef, eu întrebându-mă de ce. A fost redactor, a fost director la România Liberă,
a fost director la Realitatea, lui Vântu, ambasador la în Germania. Formidabil. Apoi l-au mutat la Viena. El nefiind, mă rog, diplomat. Dar am zis, normal era ca să intervină el. Nu știu. Sună la o televiziune. Nu au sunat. De ce? Pentru că și am avut impresia, o bănuiala, văzând că au venit și cei de la OMV, că de fapt declarația ministrului de interne a fost un fel de mesaj transmis nou. M-am înșelat. Ei, deoarece, de ce m-am înșelat? Pentru că eram convins că, din punct de vedere al politicii interne, al geopoliticii, nimeni nu-și poate permite să-și bată joc de România, iluzionându-o cum va intra, pentru că ei au început cei Uniunea Europeană și apoi să nu intre. În toată această perioadă, Bogdan Neacu m-a contrazis. Ar fi trebuit azi să-l sun și să-i spun că a avut dreptate, pentru că avem deja declarația cancelarului Austriei, însă i-a murit mama și i-am trimis condoleanțe, i-ai trimit și acum și, sigur, n-am îndrăznit numai de asta, nu i-ar da lui, adică să-i spun nu mai a avut dreptate. Bogdan Neacu mereu mi-a subliniat, mi zicea că eu sunt optimist. Nu sunt optimist, eu calculam, adică după regulile ale analistului. Domnul Bogdan Neacu, spre cinstea lui, mi-a trimis material care arăta că și în 2011 a fost la fel, că din când în când îi apucă pe era Uniunea Europeană, o de gata, intrați mâine în Schengen. Și că de regulă nu intrăm și că nu vom intra nici anul acesta. A urmat încă o declarație a ministrului de interne, cred că luni și astăzi a fost lovitura de grație și anume declarația cancelarului Germaniei, în timpul unei vizite în Croația, că va susține aderarea Croației la spațiul Schengen, însă s-ar putea opune, zice, prin veto la aderarea României și Bulgariei. De ce spune cancelarul Austria? Că dintre cei aproximativ 100.000 de migranți ilegali care au intrat anul acesta în Austria, circa 75.000 nu au fost înregistrați în niciuna dintre țările UE prin care au trecut înainte de a ajunge. Investigațiile, spune el, efectuate de autoritățile austriece au relevat că majoritatea acestor migranți au trecut prin Bulgaria și România, țări aflate la frontiera externă UE, așa, și că nu au fost trimiși înapoi. Eu v-am mai spus, nu știu, poate că nu se opune prin veto, poate că va fi convins. V-am spus care este problema Austriei. Deci hai să vedem. În primul rând că avem la nivel de cancelar. Și argumentul cancelarului Austriei nu mai e ca de la Olanda era așa, Suedia, nu știu, nu aveți stat de drept, nu. Și sigur că noi am înlăturat această obiecție pentru că am cerșit să ni se ridice MCB-ul și ni s-a ridicat. Nu de data aceasta, argumentul este mult mai puternic și mult mai greu de combătut de către Comisia Europeană, pentru că spune că prin România, prin Bulgaria și prin România, merge ruta balcanică și că au intrat ilegal în Austria 70.000 de emigranți. Austria se confruntă la ora actuală cu o mare problemă. Uite, o corespondentă de-a noastră din Viena mi-a trimis un text, sigur, a zis să nu-i dăm numele, așa, zice, amenințarea Austriei de a face uz de dreptul de veto are de a face cu valul imigrației ilegale care a invadat Austria mai cu seamă landul de est, care a revoltat populația. În următoarea perioadă vor fi alegeri importante, de fapt politicieni așa, partidului Karner, ăsta și al cancelarului în cădere liberă, și ministrul a decis să se dedice acestui punct vulnerabil, da. Austria e înconjurată de țări membre în Schengen. În 2022, am primit acest e-mail de la Viena,
S-au detectat, prin controle interne, de 4 ori mai mulți imigranți ilegali decât în 2021, adică 100.000. Dintre acestea, 3 sferturi nu fusese înregistrat și majoritatea sunt persoane din India, Tunisia și alte țări fără șanse de a primi azil. A zis că, inclusiv corespondent, de la Viena, prin această corespondență, se spune că Croația nu. Deci, v-am spus că în condițiile în care ruta mediteraneană va fi blocată, e pe cale să fie blocată de Meloni, de Italia, se va accentua ruta aceasta a imigrației, fluxului ilegal prin Balcani. Turcia, poate Bulgaria, noi. În aceste condiții, domnul Klaus Iohannis, care se afla pe undeva pe Lituania, a declarat, l-a contrazis pe cancelar, da? Și a declarat următoarea. Ia să vedem. Lucruri. România n-a fost, nu este și nu va fi o țară care generează migrația sau permite migrația, vorbesc de migrația necontrolată, adică trecerea ilegală a frontierelor țării. Am auzit și eu că partea austriacă a venit cu niște date care, după părerea noastră, trebuie să fie foarte atent verificate. Repet, prin România nu a existat, nu există și nu va exista un flux migratoriu necontrolat. Noi știm de unde vin migranții și pe unde trec și în discuții între experți aceste lucruri vor fi explicate și părții austriece. Cert este, nu prin România și nu din România vin acești migranți care creează îngrijorări pe care le putem înțelege, îngrijorări în Austria. Ruta balcanică este problematică. Noi știm acest lucru și noi în România am luat toate măsurile. România nu este parte a rutei balcanice de migrație necontrolată. Noi știm pe unde se duc migranții, putem să explicăm părții austriece, putem să-i ajutăm. Deci România are potențial, are capacitatea de a veni în sprijinul austriecilor pentru a domoli acest flux. Pentru Bun. Vă rog să revedeți această declarație cu ochii din perspectivă logică. Deci, domnul cancelarul Austriei spune felul următor. Prin Bulgaria și prin România și, desigur, și prin Ungaria au trecut aproape 70 de mii anul trecut de migranți ilegali care nu au fost întorși, adică normal, legea, adică regulile europene spune că țara în care ajung imigranții poate să-i returneze. Ei însă spune că în cancelarul au trecut ilegal. Hai să vedem ce ați văzut ce a zis Claus. Să verificăm, da? România n-a fost, nu este și nu va fi o țară care generează migrația sau permite migrația. Vorbesc de migrație necontrolată, adică trecere ilegală a frontierelor țării, da? Am auzit și eu că partea austriacă a venit cu niște date care era înainte de declarația cancelară, care, după părerea noastră, trebuie să fie foarte atent verificat. Noi știm, el, noi, românii, da? El. Noi știm de unde vin migranții și pe unde trec și în discuții între experți, aceste lucruri vor fi explicate și părții austriece. Cert este, nu prin România, da? Și prin altă rută, România nu este parte a rutei balcanice, noi știm pe unde se duc migranții, putem să-i explicăm părții austriece, putem să-i ajutăm, deci România are potențial, are capacitatea de a veni în sprijinul austriecilor pentru România acest. Ce mai trebuie explicat? Distinsul e profesor de fizică, da? Așa știu, nu a fost și inspector. Deci, ce spune cancelarul Austriei? Că în Bulgaria, România și apoi ăsta este un, nu, Ungaria, un flux. 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 O
apă, o râu, o potecă, da? Pe unde trec migranții ilegali. Păi dacă sunt ilegali, nu poate să știe Claus Iohannis dacă au trecut sau nu au trecut, că sunt ilegali. Ci că nu. Eu vă spun sigur că frontiera noastră. Păi el de unde știe? A stat la frontieră? Și unde a cerut probabil un ce? Un raport lui Bode. Și Bode a început un raport, adică de unde știe Bode că ea nu trec ilegal, că la vamă, că au vamă, că pe aia, poliția de frontieră nu chide. De unde știe? Deci nu, nu știe. Deci nu poate să știe președintele României, poate să fie asigurat, bine, șefi, SRI și ție, bă, nu e adevărat, nu e uitat, dovezi. Pentru că este vorba încă o dată de un flux ilegal. Deci când n-ai, nicio autoritate nu poate să știe că cineva este în felul următor. Zice, și azi noapte, știre, au intrat în casa lui Cutare, sigur, prin infracție și i-au furat bijuteriile. Și vine cineva și spune, domnule, nu e adevărat. De ce? Păi nu e adevărat pentru că noi ar fi trebuit să știm că n-au intrat. Foarte respectat. Cu toate, e vorba de ilegal. Dar cel mai tare este această chestie. El spune așa, nu trec pe la noi. Deci fluxul nu e pe la noi. Frumos, nu e, nu știu, prin altă parte, da? Păi și dacă trece pe în altă parte, cum mama dracului poate să ajute România, Austria să domolească fluxul ăla? Adică ce, se duce Bode și cu Gașca și cu Vame și corupția, adică îi mutăm un, să zicem că vin ruta e prin Serbia, dar și noi cum îi ajutăm? Adică, în primul rând, de unde, adică se duce Helvig și face baraj acolo, se duce el cu răvășitoarea? Nu! Încă o dată, flux, când e vorba de flux ilegal, ilegal, trece ilegal frontieră, nu poate să știe nimeni că s-au trecut, pentru că sunt ilegali. A, migrație ilegală, pentru că de unde știe, adică, și cum să cred eu pe el? Eu cred pe ăla austriac, pentru că el de unde și au venit și a cerut, bă, dați-mi și mie. Domnul președinte, vă garantăm, nu, nu. Și el, pe baza celor nu știu, ce au zis ăia pe acolo, zic, nu, domnule, nu, nu trece nimeni. Și bănesc că aia puteau să mintă, dar nici ea nu poate să știe, nici Helvi, că este ilegal. Adică se trece și nu, ilegal înseamnă că se trece și nu se știe. N-am auzit până acum de trecere ilegală de a frontiere și să știe ce de la frontieră. Că dacă știu ce de la frontieră, presupunând că sunt prin coruperea lor, nu ar raportează. Alo, fiți atenți că au trecut azi noapte 10 ilegal, da? Și unde sunt? În Austria. Cum să spun asta? Deci, ori cu știința lor și nu îi raportează, ori fără știința lor și nu are cum să îi raporteze că nu știe. Bun. În consecință, domnul Claus Iohannis a declarat că, răspunzând la întrebări, că nu e așa de sigur că pe 8 vom intra, da? Ia să vedem. Tot legat de Schengen, urmează un consiliu important, Consiliul JAI, unde ar urma să se ia o astfel de decizie privind aderarea României la Schengen. Totuși există unele reticențe exprimate și de alte state pe lângă Austria, vorbim de Suedia și Olanda. Ce șanse are România să adere la spațiul de liberă circulație, să se ia atunci o decizie la Consiliul din decembrie? Cred că s-a vehiculat prea repede termenul de 8 decembrie ca și un fel de termen final, ceea ce nu este. 8 decembrie este prima posibilitate când această chestiune poate fi discutată. Și interesul meu, al nostru, este ca atunci când se votează să avem un vot clar pentru accesul României la Schengen. Nu este util pentru absolut nimeni să forțăm un vot care poate nu este cel așteptat. Asta apropo de data de 8 decembrie. Însă, vreau să fiu foarte clar,
Dacă din vari motive nu vom reuși până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt foarte clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată cu o lună sau cu două luni, până când toate întrebările primesc răspunsul clare și corect și toată lumea va fi convinsă că noi nu numai că nu suntem o vulnerabilitate, am fi un real câștig pentru spațiul Schengen. Deci ce ne spune? Foarte interesant, nu știu, poate să intrăm, dar este foarte important că ele deja aruncă prima găleată cu apă, cană, găleată cu apă în capul celor care spun gata, intrăm, nu mai e sărbătoare. Există două posibilități. Sau știe că Austria va fi de neclintit și argumentele ei sunt tare. Acum nu mai sunt ca la Olanda cu statul de drept, cu imigranți. Sau, deci știe și atunci pregătește opinia publică că nu vom intra și va veni cu... Se amână. Adică șmecheria care va fi, care în cazul în care Austria nu vrea și nu vrea, va fi se amână jai. Foarte mișto. Deci nu se întrunește Consiliul ăla, nici măcar la Croația. Deci nu se întrunește, nu se întrunește să discute. Păi de ce? Păi, nu a zis nu. Nu am mai luat tema în discuție. Păi de ce? A mai fost așa, mi-a explicat toată Bogdan Neacu. Păi nu au avut timp, era iarnă, era fricută. Deci, da, e, și zice, bă, se va întruni, nu știu, în ianuarie, în decembrie. Bine, și atunci și gașca lui Iohannis zice, bă, nu am fost respinși. Am amânat. Am zis noi că la 8 decembrie, Doamne ferește, nu am amânat. Deci, cred că asta va fi soluția, asta cu amânarea. Deci, repet, 8 decembrie nu se va pune problema că noi vom fi admiși sau neadmiși. Problema este că nu se va ține. Dacă nu se va ține, Klaus Iohannis, că noi îl vom întreba, bă, n-ai zis că intrăm? Da, domnule, intrăm. Păi când? Păi nu știu, în decembrie, în ianuarie. V-am zis eu că pe 8 decembrie, deci de-aia insistă el mereu cu 8 decembrie, că acum, bun. Deci aceasta mă face să cred că, încă o dată, nu că nu vom fi admiși. Nu. Că nu se mai întâlnește Consiliul Jai. Intrăm în, vom fi admiși în Schengen? Da. Când? De, oricum vom fi admiși la anul, acum, la anul, peste de ani. Faptul este că nu ne resping. Adică nu se întâlnește și spune, doamne, nu suntem de acord. Și atunci nu se ia în discuție nici noi, nici croații. Tema nu se discută acum că au alte probleme și noi am fost rugărit la Uniunea Europeană, am ajutat pe refugiați în prima linie, am dat la bani. Acum urmează să ajutăm Republica Moldova. O să vă vorbesc mâine seara, am vorbit la Turcescu, dar mai poate să vorbesc mai pe larg despre cea mai mare problemă a României la ora actuală, care este Republica Moldova, pentru că noi intrăm pe zi ce trece în acel imbrogliu, în acel mașinărie de acolo. Moldova nu e situația Ucraina. Ucraina este foarte bine, pentru că politicești acolo. Bun. Aseară mi-a propus Cora Muntean să discutăm despre acea farsă jucată de cei doi comedianți președintelui Poloniei. Eu n-am fost suspicios că am zis, mă, nu, poate că a fost poate un fake news. Și astăzi, Robert Turcescu, la podcastul lui de la evenimentul zilei de la ora 12, mi-a pus pe de o parte acea convorbire între doi comici ruși care s-au dat de Macron și domnii și președintele Poloniei și în același timp a și arătat că ei polonezi au recunoscut oficial că pe parcursul discuției președintele și-a dat seama că e o farsă și-a închis. Bun, ia să vedem cam cum a sunat un pic dialog. Hello. Hello. Hello, my friend. How are you? Hello, Emmanuel, that's you. Andrei Duda speaking.
Yes, yes, it's me. So hello, hello, Emmanuel. Thank you for your call. The situation is very difficult, as you probably know. We had this explosion this afternoon in Poland, not far from Ukrainian border, mm-hmm. But on in our territory. That was missile. Yes, that there is no doubt that that was missile launched. We don't know by whom launched launched somewhere in the east. Mm-hmm. And that was probably Russian missiles, mm-hmm. produced by Russia. That was really big explosion, because the hole, as a result of the explosion, is the length of the hole is 25 meters, and the depth of this hole is 5 meters. So this is a really big hole. Mm-hmm. And I talked this evening with Jens Stoltenberg, mm-hmm. the beginning, and I said to Jens that it's possible that tomorrow our ambassador will apply for this procedure of Article 4. Mm-hmm. I talked with President Joe Biden. President he said, Biden. Does he blame Russia? No. Do you think it could be a Ukrainian missile that hit a Russian missile and it? I don't know. President Biden declared that he will send also his American expert to support our investigation, so it will be probably common investigation, but I'm waiting for the result of their What is position of Zelensky? He is blaming Russian. Volodymyr, he blames Russians. He said that they are absolutely sure that that was Russian missile launched by Russians. And he said that there is no possibility that was the missile launched by Ukrainians. That was his he said that to me. Bun, stimate telespect, cum i-a spus și lui Robert Rutescu, eu cred că este un fapt de o rară gravitate. Eram în ziua în care lumea era pe cale să meargă la al treilea război mondial. Căzuse o rachetă despre care colegii spuneau că nu știu. În aceste condiții, președintele unui stat membru NATO, pe teritoriul căreia căzuse racheta, vorbește la telefonul lui, că normal ar fi să vorbească la telefon criptat. La telefonul lui mobil, pentru că dovadă că nu a fost nici secretară, cu niște tipi care se dau de Macron. Eu când am povestit la un moment dat prăpastia dintre momentul în care a căzut racheta, 15:40, și se știa deja la 15:40 că e o rachetă ucraineană, și faptul că polonezii, Polonia, țară membră NATO, n-a știut guvernul polonez nici la ora 7 seara, ba chiar au făcut și o ședință de trei ori. Și atunci am zis, bă, nu avea cum, e pe teritoriul ei și la noi. Și am zis că a fost un teatru. Acum am dat seama că erau niște proști, cum au fost și în cazul. Și mă întreb, este greu de imaginat, încă o dată. V-am mai spus, în serialul 24, Otto Bauer, da? La persoana principală, vorbește cu președintele american și îl întreabă, sunteți pe linie criptată. Deci este greu de imaginat că șeful unui stat NATO poate fi abordat la telefonul mobil. Eu pot fi, mă rog, deși și eu sunt suspicios, dar la telefonul mobil personal, bă, ei au linii criptate, secretare, nu pot să sune orice. Deci vă imaginați pe seama cui este această lume. Asta este președintele Poloniei.
Deci asta este lecția pe care ne-o dă faptul că în plină criză președintele Poloniei, președintelui se poate face o farsă. Bun. Domnul Ciucă a fost la, nu știu, în Spania, nu știu ce ședință de guvern acolo, și acolo premierul Spaniei ne-a anunțat că Spania va trimite 130 de militari și 8 avioane militare pentru a desfășura acțiunile maghiare. Ia să vedem. Vom trimite 130 de militari și 8 avioane de militare pentru a desfășura operațiuni în Marea Neagră. Așadar, angajamentul Spaniei față de siguranța pe flancul estic NATO este clară și este o... Estimați respectori spaniști, vreau să ați auzit față de Spania, aia cu Torida, cu Tauromachia, cu Flamengo, ce au ei, da? Bun. Ați auzit vreodată de Spania, de un război de Spania, în afară de războiul civil, care n-a fost război, s-au bătut între ei, ei nu au avut niciun război. Nu înțeleg de ce în România am înțeles, au trimis americanii trupe, au trimis nemții, au trimis francezi, au trimis englezi, bă, dar și spanioli. Bă, dar ce spanioli? Bă, dar ce, mă, România, de bordel? Vreau să aveți încredere în 130 de militari spanioli? Păi de ce nu și militari din Muntenegru? De ce nu și din Bulgaria? Poți să fie din Moldova, mă rog, aia sunt români. Deci eu nu înțeleg asta. De ce vin aici toți? Repet, bă, dacă e vorba de apărarea NATO, flancuieți să vină americanii, mă rog. Ați văzut cum vitez, pușcaș, marin, raș pe aici, amestecă guma. Am scris o dată apropo de asta. Am fost în Irak și văzuse în Babilon și am scris, vă vă imaginați că au ajuns soldații americani la Babilon. Cei care nu știu nimic, ei nu știu nici, în afară de cine e cel mai mare jucător de fotbalul american, în care ei își dau cu capetele unul în altul, cu astea niște viței, ca să nu zic boi. Și ce se știe soldatul infanterist american Babilon? Este că gumă și atâta. Ce bea Coca-Cola, dar ce mai beau ei. Bun. Deci înțeleg. Înțeleg englezi. Dar și până și polonezi înțeleg că au vrut. Dar ăștia nu au avut nimic. Spanioli. Și 8 avioane. Și tot astea. Eu, părerea mea este că tot mai multe țări din Europa stau prost cu banii și zice, bă, avem atâția militari, trebuie să-i întreținem avioane, ia să-i trimitem la români și întreținem noi, da? Bine. Da. Cam atât, nu vă mai povestesc și asta, nu vă mai povestesc că Monica Macovei, deci să atenție, Monica Macovei, din câte știți, a făcut un accident. Un accident în care a intrat pe contrasens și nu, ea a lovit un motociclist, care motociclist a fost la o terapie intensivă, dar acum nu face nicio plângere. Bun, am înțeles. Se aranjează deseori cu victima și spui, băi, dai eu niște bani, că nu crește nimic. Dacă nu mă dai în judecată sau faci plângere, nu se știe dacă vei câștiga, cu oricum nu câștigi, dar eu nu mai niciun ban. Bun. În sine, nu înseamnă nimic. Adică ai făcut un accident, chiar și cu unul care l-ai rănit. Nu poți să spui că ai făcut din adins. Nu erai beat la volan, nu erai drogat la volan. Deci în curs se poate întâmpla oricui. Se poate întâmpla și lui Einstein. Și lui Shakespeare. Mă rog. Monica Macovei a scris imediat pe Facebook că ălalt e de vină. Imediat au venit presa și a arătat că ea a fost de vină și anume că urmele de, băi, de ulei sparte, că roțile și ele arată că ea intră pe contrasens. Bun. Putem spune că a mințit. Ea acum a dat în judecată pe procurori că nu i-ar fi conservat ei dovezile. Din câte știu eu, poate urmați să știți sau ceva și vă rog să mă contrazic. Când are loc un accident, vine poliția rutieră, da. Ăia ați văzut că trebuie să iei o colegă. Și ăia fac măsurător cu tare, cu tare, cu tare, ca să stabilească cine-i de vină, da?
caz și după ce stabilește cine e de vină, ia măsuri rutiere, suspendă carnetul unuia care, nu știu, trecând pe linie continuă, dacă, sau ia puncte. În caz de față, ce treabă au procurorii? Pentru că dosarul a fost dat de poliția rutieră. Adică ce probe pot fi neconservate? Se face fotografii, pac, 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 și ia probe și atunci se spune, e de vină conducătorul X, da? Poți să contrazici poliția rutieră, dar ce treabă au procurorii? Da. Ei, imaginați-vă că ea a avut tupeul să dea în judecată pe procuror. Imaginați-vă că făcea asta Viorica Dăncilă. Oh, ce era pe tefeliși, cred că erau toți în travaliu, și bărbați și femei. Cum îndrăznește, n-are încredere. Doamna Monica Macovei n-are încredere în procurorii români? Păi nu era ea, ci ca ministra justiției care... pusă de unul numit Traian Băsescu, care spunea că trebuie să avem încredere în procurori cu tare. Adică acum, că n-are, n-are încredere în procurori, de ce n-are? Bă, ăsta e. Procurorii fac parte din justiția română. Bine, mulțumesc, la revedere!